Bianca Drăgușanu a reușit să facă valuri în weekend. Blondina s-a distrat la piscină cu mai mulți prieteni, dar în filmulețele pe care le-a postat pe rețelele de socializare, a lăsat să se vadă că se află alături de un bărbat misterios. Și cum era normal, ne-am întrebat ce-o fi gândit Gabi Bădălău după ce a văzut aceste imagini. Cancan News l-a căutat insistent, dar partenerul Biancăi a fost de negăsit. O reacție pare să fie avut totuși pe Instagram. Cele mai puternice emoții nu le fotografiem. Fericirea trăită nu o publicăm. Când suntem cu adevărat fericiți, nici nu suntem online. Tu stai iubire mai aproape, până îți spun cum încă simt. Până ieri am vrut să-mi totul, dar de azi nu vreau nimic. În aceeași măsură am vrut să aflăm adevărul și de la Bianca. Blondina ne-a oferit în exclusivitate declarații despre bărbatul misterios alături de care și-a petrecut weekendul. Unul din piscină este soțul prietenei mele cele mai bune. Era și ea cu noi la piscină. Este foarte bun prieten și cu Gabi. Cosmin este fratele meu. Suntem prieteni de 7 ani. Este mai mult fratele meu. Inima nu fi haină, ai și tu un pic de vină, dacă n-am o zi.